Există o idee propusă pentru prima dată cu mii de ani în urmă de filozoful grec Philolaus, conform căreia în spatele soarelui, acolo unde nu putem vedea, se ascunde un pământ ascuns, un contratera, numit Anticton. Teoria, oricât de ciudată ar părea astăzi, a fost probabil creată ca o modalitate de a explica eclipsele de lună. Eclipsele lunare sunt mai frecvente decât cele solare și, potrivit lui Aristotel, se credea că acest lucru se datorează faptului că unele eclipse lunare au fost cauzate de interpunerea acestui contrapământ. În această viziune a sistemului solar, pământul și soarele se rotesc în jurul unui foc central nevăzut, cu Antictonul de cealaltă parte a acestuia față de noi, care uneori își proiectează umbra pe lună. Un alt motiv, chiar mai puțin științific, era că Anticton ridica numărul total de corpuri mobile la 10, un număr pe placul pitagoreicilor. Atunci când ne-am îndepărtat de viziunea pământeanocentrică a sistemului solar, această teorie a dispărut. Cu toate acestea, în timpurile moderne, ea și-a mai revenit uneori ca o teorie a conspirației, în care planeta se ascunde de cealaltă parte a Soarelui. În mod uimitor, acest tip de orbită este posibil, iar un astfel de sistem ar putea fi detectat. Așadar, iată mai multe detalii despre teoria pământului ascuns și ce s-ar întâmpla practic dacă ar exista două planete pământ. Studiul teoriei. Cine și-ar putea imagina două lumi care să aibă în comun durata anului și condițiile de habitabilitate? Lucrarea noastră este prima dovadă că acest tip de lume ar putea exista, a declarat Olga Balsalobre Ruza, autorul principal al studiului acestei teorii, publicat în iulie 2023. Ne putem imagina că o planetă își poate împărți orbita cu mii de asteroizi, ca în cazul lui Jupiter, dar este uluitor pentru mine că planetele ar putea împărți aceeași orbită, a adăugat ea. Cu toate acestea, deși poate vei fi dezamăgit, acest lucru nu se întâmplă în sistemul nostru solar. Deși este o idee amuzantă pentru science fiction să ne imaginăm pe noi înșine într-o situație similară fără să ne dăm seama, doar pentru că nu putem vedea direct în spatele soarelui, nu înseamnă că nu știm ce se întâmplă acolo. Putem vedea planetele prin modul în care acestea le influențează pe celelalte. De fapt, așa am descoperit Neptun, observând că orbita lui Uranus era influențată de o planetă necunoscută aflată dincolo de ea. Și până acum, omenirea nu a observat nicio perturbare a orbitei care să sugereze că o planetă se ascunde de noi. Un experiment a analizat orbitele planetelor în cazul în care un antipământ, supranumit Clarion, ar fi fost adăugat în modelele noastre actuale, constatând că planeta ipotetică ar fi fost rapid perturbată de orbita lui Venus și ar fi devenit vizibilă pentru noi. Practic, pe parcursul celor peste 100 de ani acoperiți de acel experiment, separarea ar fi devenit suficient de mare în toate cazurile pentru ca antipământul să fi fost observat direct, în special în momentele de crepuscul de dimineață sau de seară și în timpul eclipselor totale de soare. Totuși, cel mai evident efect al prezenței, sau de fapt al absenței lui Clarion, este influența sa asupra pozițiilor celorlalte planete. În ultimii 150 de ani au fost făcute observații precise cu ajutorul cercurilor meridianelor asupra mișcărilor principalelor planete din sistemul solar. Diferențele introduse prin prezența unui antipământ, Clarion, de masă deloc neglijabilă în mișcările lui Venus, Pământ și Marte, nu ar fi putut rămâne nedetectate în această perioadă. Și, presupunând că ar fi avut o modalitate de a sfida fizica, planeta ar fi trebuit să fie totuși vizibilă pentru observatorul de relații solare terestre al NASA, atunci când sateliții săi erau înclinați pentru a vedea dincolo de Soare. Aceștia nu au găsit, bineînțeles, nimic. Dacă Pământul ar avea un geamăn.
Sigur, după cum am văzut, teoria contra Pământului nu stă în picioare astăzi, dar de dragul experimentului să ne gândim la un scenariu în care există cu adevărat un al doilea Pământ, descoperit recent în urma explorărilor noastre și să vedem ce s-ar întâmpla în acest caz într-un soi de poveste. Această revelație ar declanșa un aflux de fonduri care ar ajunge la sute de miliarde de dolari în domeniul astronomiei și al astrofizicii. Prioritatea ar fi acordată dezlegării misterelor dublurii Pământului. Nenumărate ipoteze ar apărea din partea experților care ar specula asupra aspectului și evenimentelor care se desfășoară pe această planetă nou descoperită, situată la o distanță similară cu a noastră față de Soare. În curând, de la descoperire, cercetătorii vor confirma prezența apei lichide și a continentelor pe geamănul Pământului, deși cu forme și dispuneri diferite. Probabilitatea ca viața să existe acolo devine un punct central al cercetării. Ipoteza predominantă privind viața de pe Pământ, care își are originea în aminoacizii livrați de un meteorit, este considerată improbabilă pentru această lume paralelă. Se așteaptă ca viața pe cel de-al doilea Pământ să fie apărut printr-un proces complet diferit. Speculațiile variază de la ființe inteligente acvatice, cu creaturi asemănătoare amfibienilor sau caracatițelor monstruoase, până la posibilitatea ca peștilor să le evolueze membrele după ce s-au aventurat pe uscat. Luând în considerare diverse scenarii, se pot imagina ființe inteligente asemănătoare păsărilor, dacă mersul pe uscat nu este preferat de peștii evoluați. Alternativ, este posibil ca viața să își avut originea în adâncurile solului, ceea ce ar fi dus la evoluția cârtițelor umanoide sau a viermilor avansați. Întrebarea privind originea vieții pe acest al doilea Pământ devine o explorare captivantă a nenumăratelor posibilități ale existenței extraterestre. Pentru a-și confirma suspiciunile, oamenii de știință trimit un rover pe cel de-al doilea Pământ. Având în vedere succesul unei misiuni similare pe Marte, așteptările sunt mari pentru această explorare. Locuitorii Pământului așteaptă cu nerăbdare descoperirile de pe lumea îndepărtată, știind că această călătorie va dura mai mulți ani. În mod ciudat, la doar 2 zile de la lansare, roverul se întoarce în mod neașteptat. Cu toate acestea, devine evident că asta nu este sonda spațială a Pământului. Locuitorii celui de-al doilea Pământ au monitorizat planeta noastră și, la rândul lor, au trimis propria sondă construită din materiale familiare, cum ar fi metalul și plasticul. Asemănarea stranie cu un păianjen mecanic stârnește îngrijorare în rândul locuitorilor Pământului, provocând temeri că tarantule gigantice ar putea locui în lumea paralelă. Recunoscând nevoia de comunicare, Pământul trimite un semnal radio care conține informații despre civilizația noastră. Ca răspuns, locuitorii celui de-al doilea Pământ transmit un mesaj cu simboluri ciudate care seamănă cu zgârieturile. Lingviștii din întreaga lume încearcă să-l descifreze, în timp ce astronomii împărtășesc o înregistrare a vorbirii umane. Câteva zile mai târziu, sateliții Pământului interceptează un mesaj de la vecinii extraterestri care prezintă vocile acestora. În timp ce oamenii de știință se pregătesc să redea înregistrarea, lumea își ține respirația în așteptare. Cu toate astea, în loc de vorbire umană, un mârâit terifiant și complet de neînțeles emană din înregistrare, cu pauze și un ritm neobișnuit. Panica se instalează la nivel mondial, iar țările se pregătesc pentru o potențială invazie, acordând prioritate construirii de scuturi pentru a proteja planeta. Mesajele criptate rămân indescifrabile, ceea ce ridică posibilitatea ca înțelegerea reciprocă să fie împiedicată. Într-o ultimă încercare de contact, Pământul trimite un videoclip în care își exprimă intențiile pașnice prin gesturi și semne. Răspunsul sosește prompt, satelitul nostru primind fișierul lor video, iar pe măsură ce oamenii de știință îl redau, se dezvăluie natura șocantă a întâlnirii.
Pe cel de-al doilea pământ suntem martorii unei priveliști uimitoare, dinozauri împodobiți în costume robotizate, rezultatul a milioane de ani de evoluție în urma absenței impactului catastrofal cu un meteorit. Oglindind evoluția propriei noastre planete, acești dinozauri senzitivi comunică într-o înregistrare video, mărâind și gesticulând cu ghearele, îndreptându-și atenția spre o imagine a pământului nostru. Prin intermediul comunicării continue cu dinozaurii, devine evident că și ei își doresc pacea. Aceștia dezvăluie o istorie în care planeta lor a fost odată locuită de umanoizi asemănători oamenilor, care au fost exterminați de un potop colosal. Dinozaurii au supraviețuit și au evoluat în ființe inteligente. Concluzie. Deși vor trece mulți ani până când oamenii vor pune piciorul pe al doilea pământ, perspectiva descoperirii vieții inteligente provoacă un sentiment de ușurare și o conștientizare a faptului că nu suntem singuri în univers. Cu toate acestea, se are în vedere scenariul în care nu există viață inteligentă pe planeta paralelă. Într-un astfel de caz, omenirea are în vedere potențialul unei a doua case, ceea ce duce la explorarea imediată sau la extragerea resurselor pentru a reface rezervele din ce în ce mai puține de pe propria planetă. În ciuda distanței uriașe, ideea unei noi lumi devine o rază de speranță, mai ales că Pământul se confruntă cu epuizarea resurselor de-a lungul generațiilor. Inițial accesibile doar celor bogați, progresele în domeniul călătoriilor spațiale vor democratiza în cele din urmă această oportunitate, deschizând calea pentru un nou capitol în istoria omenirii. Un capitol care, din păcate, nu va fi niciodată real, având în vedere că acest al doilea pământ nu există cu adevărat, iar tot ce am discutat noi a fost evident un scenariu fictiv, un exercițiu de imaginație. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.